La Ploiești nu există siguranță pentru elevi în școală și lângă școală. Cel puțin așa consideră senatorul PSD Daniel Savu. În opinia sa, camerele video montate de municipalitate la unitățile de învățământ din municipiu nu vor opri fenomenul violenței în rândul școlarilor dacă nu vor exista măsuri suplimentare de pază. Anul trecut, municipalitatea a achiziționat cu aproape 400.000 de lei 300 de camere video care urmau să fie conectate la un dispecerat care să permită supravegherea video în școli. În luna aprilie, primarul municipiului Ploiești a anunțat că există intenția achiziționării a încă 300 de camere video. Măsura de supraveghere video în școli este criticată însă de senatorul PSD Daniel Savu, care are și argumente în acest sens. Eu m-am opus acestui proiect și acum spun că nu au eficiență astfel de camere, pentru că de fapt ele nu reușesc să asigure siguranța elevilor în școli, ci creează directorilor de școli un confort psihic și până la urma urmei, pentru că ei sunt responsabili de tot ce se întâmplă de patrimoniul școlii, faptul că au niște măsuri privind baza materială a școlilor. Parlamentarul prahovean a solicitat primăriei Ploiești date cu privire la contractul de achiziție, precum și la intenția municipalității de a continua acest program. Curios în răspunsul primit, oficialii primăriei susțin că toate camerele video sunt conectate la dispeceratul de la Poliția Comunitară. Asta în condițiile în care primarul municipiului declara în luna aprilie că încă se lucrează la sistem și mai mult imaginile de la dispecerat atestă faptul că sunt destule camere video care nu sunt conectate la sistem. Nu este un sistem eficient, este un sistem aiuritor. Trebuie să stai, deci este bun numai pentru depozitele de materiale, pentru alte locuri care implică o supraveghere atentă. Cât privește achiziționarea încă 300 de camere video, răspunsul oferit senatorului de primăria Ploiești certifică faptul că momentan nu există prevedere bugetară pentru o astfel de investiție. Dacă mai adăugăm faptul că de la montarea camerelor au existat 7 incidente la nivelul școlilor din municipiu, dintre care chiar un furt al unei camere video, tindem să-i dăm dreptate parlamentarului când vine vorba de ineficiența unor astfel de investiții cu bani de la bugetul local.